e oceanul cu noroc. Nu se știe cum, dar razele soarelui au pătruns prin zăpadă și au ajuns până la o floricică ascunsă sub lacuma groasă de nea, care a crezut că a venit luna martie. Probabil din cauza nerăbdării s-a înșelat. Era ultima lună din iarnă, primăvara avea să se arate și ea curând. S-a întins și și-a lungit ulbina atât de mult cât a putut și a croit drum prin zăpadă și a ieșit la suprafața ei. Dar, vai, s-a înșelat, iarna nu se dădea dusă. Zăpada nu era pe sfârșit, dar soarele îl mângâie cu razele lui plăcute, căutând să-l ocrotească. Toată lumea era încântată la vederea lui și l-a arătat cu degetul pe ghiocelul cel curajos, care probabil ar fi înghețat dacă un copilaș nu l-ar fi luat cu el acasă. Îl puse în apă și în camera călduroasă ducea un trai regesc. Într-una din zile, sora băiețelului îl scoase din vază și împreună cu o scrisoare l-a pus într-un plic. Iocelu nu putu să citească scrisoarea, dar era sigur că era una frumoasă după scrisul caligrafic și hârtia parfumată. Călătorit timp de câteva zile, mergea departe foarte incomod într-un sac poștal până când cineva îl scoase din plic. Un tânăr îl prinse cu drag și ridicându-l la buze, îl sărută cu foc. Mai târziu, tânărul deveni un mare poet. În poeziile lui amintea de ghiocelul drag care l-a inspirat, făcându-l renumit. Poate că ghiocelul răsărise ca să vestească primăvara, dar a purtat noroc unui